Părinții care nu-și lasă copiii să meargă la școală vor fi sancționați. Aceste reguli au fost introduse de noul cod penal de la 1 februarie 2014, însă nu au fost aplicate până acum. Însă de anul acesta vor fi aplicate, susțin reprezentanții Serviciului Public de Asistență Socială Făgăraș. Mai precis, dacă până în prezent cei care nu permiteau accesul copiilor la cursuri nu erau pedepsiți de legislația penală, de acum ei riscă chiar și pedeapsă cu închisoarea. Marea ultimă modificări la legea privind acordarea venitului minim garantat și alocații pentru susținerea familiei vin cu următoarele precizări. Toți beneficiarii care au copii de vârstă școlară înscriși în anul școlar 2017-2018 au obligația de a aduce adeverințe precum că frecventează cursul școlii. Cei care au dosare depuse au obligația de a aduce adeverințe în care să fie specificat numărul de absențe, nota la purtare și dacă repetă sau nu repetă anul școlar. Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat potrivit legii un minor și care în mod nejustificativ îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, se precizează în codul penal. În România, învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior, după cum se arată în Legea Educației Naționale numărul 1/2011. Conform acestui act normativ, obligația de a frecventa învățământul obligatoriu de 11 clase la formă cu frecvență încetează la vârsta de 18 ani. În scopul realizării finalităților educației și a formării profesionale prin Sistemul Național de Învățământ, învățământul de stat este generalizat și gratuit. Având în vedere obligativitatea învățământului, împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu reprezintă acum o infracțiune fiind introdusă la capitolul infracțiuni contra familiei. Pe de altă parte, fapta nu se va pedepsi dacă înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor.